Pelerinii au participat în număr mare astăzi, 1 octombrie 2024, la hramul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Programul liturgic a început la orele dimineții cu slujba acatistului, săvârșită de către un sobor de preoți, urmată de ceasul 3. Cu acest prilej, icoanele de mari dimensiuni de sub clopotnița Soborul Sfinților Români, pridvorul deschis și catapeteasma bisericii care și-a serbat hramul au fost împodobite cu flori. Din Mitropolia Basarabiei au slujit în sobor părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți, părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca, protopopiatul Ungheni, și părintele Ioan Miliac de la parohia Glodeni, protopopiatul Bălți. Mă voi bucura pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Drept este Domnul Dumnezeul nostru. Să credem.
casa ei. Și avea o soră ce se numea Maria. Al Arhiepiscopiei Arhilor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Despre cinstirea Maicii Domnului și despre ajutorul pe care îl oferă celor care se roagă și cer mijlocire a vorbit pelerinilor părintele Dumitru Păduraru, misionar de caritate în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Iași. Locul unde Maica Domnului a adormit, a trecut la Domnul, este acum în partea de sud-est a Ierusalimului. Este o mănăstire catolică acolo de sorginte germană și la demisolul acestei biserici este ca un catafalc unde Maica Domnului a fost așezată cu trupul. Iar când se coboară din grădina Ghețimani, pe partea dreaptă, ultimul obiectiv, înainte de a trece strada să se intre în cetate, este biserica adormirii Maicii Domnului, biserica unde a fost înmormântată Maica Domnului, mormântul Maicii Domnului. Mormântul acesta este gol, întotdeauna amintim la sărbătoarea Sfântului Apostol Toma, după Paști, despre minunea care a fost atunci. Și vedem acolo că mormântul este gol, dar pe piatra unde a fost așezat trupul Maicii Domnului a rămas imprimat forma trupului ei. Și se poate vedea, dacă te uzi într-un anumit unghi, acolo cum bate lumina, care este forma corpului uman. Cum Maica Domnului a fost așezată cu trupul acolo și știm prea bine că ea a fost ridicată cu tot cu trupul la cer. Iubiți credincioși, să știți că în teologia bisericii noastre, când am făcut eu studiile de seminar și de facultate, este un capitol întreg din teologia noastră, din învățătura de credință, numit Mariologie, unde se spune de ce este importantă Maica Domnului și care este rolul Maicii Domnului în învățătura bisericii noastre și în practica de zi cu zi, în viața de zi cu zi a unui creștin. În persoana Martei și în persoana Mariei, noi găsim pe Sfânta Fecioară Maria. Gândiți-vă, toată viața Mântuitorului a stat în preajma Lui și L-a slujit, ca și Marta. Dar a ascultat și cuvintele Mântuitorului, așa ca Maria. Ei, și se spune în finalul pericopei evanghelice de astăzi că o femeie din mulțime a ridicat glasul și a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Și Mântuitorul a răspuns: așa este. Dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Dumneavoastră sunteți niște oameni fericiți pentru că ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Pentru faptul că vă îngrijiți de sufletul dumneavoastră. Sunteți și Marta și Maria deopotrivă. Și eu mă întreb, ați auzit cu siguranță, poate aveți prieteni, vecini, cunoscuți, colegi de serviciu, oameni care oculesc pe Maica Domnului. Păi cum poți să treci peste cuvintele Mântuitorului? Care a spus, așa este, adică fericit este pântecele care l-a purtat pe el și sânii care l-au alăptat. Așa este.
Deci cum trec peste cuvintele Mântuitorului? Apoi, mai punem în față încă o situație. Când Arhanghelul Gavril a fost trimis din cer la Sfânta Fecioară Maria, i-a spus, bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Păi cum citesc ei acest lucru? Cum trec peste cuvintele unui trimis al lui Dumnezeu? Că nu le-a inventat cineva. Arhanghelul Gavril, trimis de Dumnezeu, a avut misiunea să-i ducă această bună vestire Sfinte Fecioare Marie. Așa că, iubiți credincioși, să fiți cu evlavie față de Maica Domnului. Când vorbim despre Maica Domnului, trebuie să avem o evlavie deosebită. Pentru că ea stă mereu pururea veșnic în fața tronului dumnezeiesc și se roagă pentru sufletele noastre. Părintele Paisie Olaru, Dumnezeu să-l odinească de la mănăstirea Sihăstria, știți că anul viitor va fi canonizat, va fi trecut în rândul Sfinților, a fost duhovnicul părintelui Cleopa, el avea o vorbă și spunea, ei, să ne vedem la poarta Raiului. Și într-o zi ucenicii au zis, părinte, dar de ce să ne vedem la poarta Raiului, să ne vedem dincolo de poarta Raiului, în Rai? Și el a zis așa frumos, zice, mă, să ne vedem noi la poarta Raiului, că dacă am ajuns acolo, strigăm la Maica Domnului. Și Maica Domnului cu siguranță se va milostivi pentru sufletele noastre și ne va deschide poarta împărăției lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, oriunde vă duceți, orice ceea ce doriți să faceți, să aveți în gând pe Maica Domnului. Eu când eram tânăr, părintele Cârciuleanu, în preajma căruia am crescut, Dumnezeu să-l odihnească, un om absolut deosebit, îmi zicea așa, mă, când îți vin cărgăunii în cap, să-ți apară în minte Maica Domnului și să o întrebi pe ea dacă ceea ce vrei tu este bine sau rău. Și să știți că de multe ori am făcut așa. Și lucrul acesta m-a ținut la adăpost de multe lucruri și tentații. La momentul împărtășirii, numeroși pelerini de toate vârstele au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a arătat recunoștința față de toți cei ce s-au rugat împreună la hramul Bisericii Mare a Mănăstirii Hadâmbu. Asta frumoasă catedrală, iată, astăzi își servează hramul, acoperimântul Maicii Domnului. Să aducem slavă, laudă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare și n-ar trebui să ne sperie nimic. Ați văzut că la drumul crucii au fost mii de pelerini care am parcurs drumul crucii pe ploaie, a plouat și miezul nopții și toată ziua. Și o măicuță scumpă ne-a ajutat și ne-a numărat pașii. Și astăzi observ credincioși cu suflet mare, dar nu în ultimul rând, cu siguranță aveți către Măicuța Domnului multă evlavie. Prezența frăților voastre pentru mine contează foarte mult. Ați venit, cum bine spunea Părintele Dumitru, din toate colțurile țării noastre. Ați venit din Dulcea Bucovina, din Basarabia, din unde v-a adus și v-a îndrumat Maica Domnului și v-a numărat pașii. În sobor avem slujitori din Bălți, Basarabia, avem din Dulcea Bucovina, avem ieșeni de-ai noștri, vedeți cu siguranță fiecare care vedem în fața noastră și care au slujit în soborul de astăzi, țin mult la locul acesta și râmnă evlavie în cinstea Maicii Domnului. Așa că mă bucur că vă revăd, când spun revăd că frățile voastre veniți deseori și mai ales urcând pelerinii către Sfânta Preacuvioasă, mult milostivă Parascheva, poposesc deseori în dealul mare, la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde altfel mii de pelerini sunt cazați la noi. Țin să mulțumesc cu îngăduința dumneavoastră tuturor și în ultimul rând soborului de astăzi, Părintelui Dumitru Păduraru, redactor la Doctrina Trinitas, care cu cuvântul blând a Sfinției sale îl auzim mai tot timpul, propovăduind, tălmăcind Sfânta Evanghelie. Mulțumim Părintelui Protopop din Basarabia, de Bălți, care nu ne este nou străin, Părintelui din Glodeni, nu știu numele, iertați-mă, Părintele Constantin din Pitia, Părintele Florin Ungești, care an de an se străduiesc să vină cu credincioși din Dulcea Bucovina și de izvorul Tămăduirii și la acest ram. Mare bucurie este pentru mine că
ca acești prieteni ai locului și ai mei personal, mă bucur că dumneavoastră îi urmați, fiindcă dumneavoastră aveți de câștigat și păstorul bun e urmat și de credincioși buni. Și din nou mă plec în fața frăților voastre mulțumindu-vă că ați înfrumusețat astăzi această mare sărbătoare a Sfintei noastre Mănăstiri Hadâmbo, dar se vede lucru nu cu prezența, doar cu trăirea și cu credința frăților voastre. Mulțumim fiilor mei duhovnicești care oferă masa de astăzi pelerinilor, vrednicul și destoinic ucenic al mănăstirii Pastrnac Costică și Viorica, domnul inginer și ingineră, a plinit o frumoasă vârstă, nu-i place dumneavoastră ca să-l, cum se spune în popor, să-l laud așa, dar n-am cum să nu laud așa om cu suflet nobil. Din nou, o fiică duhovnicească, Maria Gorongea, care a împlinit o vârstă frumoasă. Din nou, un fiu duhovnicesc, Ioan Vițel, iarăși a împlinit o vârstă frumoasă tămâna aceasta. Și o doamnă, Bălănuță Eufrusina, din nou. Toți acești credincioși și fiii duhovnicești ai locului au pus mână la mână și a dorit să ofere masa de afară dumneavoastră în cinstea Maicii Domnului. Rugămintea mea este să rămâniți la masă, chiar dacă puțin plouă afară, acolo este acoperiș, fiindcă s-au osenit câteva gospodine mezi de noapte și nu ușor este să stai până la 3 dimineața să învârți sărmane acolo. Bucuria mea ar fi personală și a domnului primar Emeric și la ceilalți care oferă masa să stai și să zici soboda proste, ca măicuța Domnului să fie primită în cinstea Maicii Domnului. La final, pelerinii au fost invitați la gapa frățească. Biserica Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbo a fost sfințită pe 8 septembrie 2008 de către înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarh, preot și diaconi. Locașul de închinăciune a fost ridicat începând cu anul 1996 prin osârdia și vrednicia arhimandritului Nicodim Gheorghiță, lucrările de construcție fiind supravegheate îndeaproape de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.